4 accidente rutiere soldate cu 5 persoane traumate au avut loc astăzi pe șoselele din raionul Nisporeni, anunță poliția. Cea mai gravă nenorocire s-a produs la ieșirea din comuna Vârzărești. Acolo 3 mașini s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi a depășit limita de viteză. Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 10. Printre cei 3 șoferi implicați se numără și primarul satului Bolțun, Victor Rusu. Din fericire, edilul a scăpat fără nicio zgârietură, dar a tras o sperietură zdravănă. Așa e când e pe ceață, vine și cineva nu-și dă seama ce vrea să facă. Se întâmplă și ei se întâmplă. În urma impactului, 5 pasageri din celelalte 2 mașini, inclusiv cea condusă de șoferul care s-ar face vinovat de producerea impactului, au fost transportați la Spitalul Raional Nisporeni. Potrivit medicilor, ei nu au avut nevoie de spitalizare. Astăzi au fost 3 transportați cu asistența medicală de urgență și 2 adresați de sinistrători din spusele accidentaților, toți sunt dintr-o coliziune a 3 automobile din satul Șândreni. Din fericire, toți pacienții sunt cu fracturi, adică cu traumatisme minore, 4 femei și un bărbat. Unii este o fractură, vă zic, de os radial, acolo de antebraț, de os de falange, restul contuzii a țesuturilor moi, așa, spaimă. Și toți pacienții, vă zic, după asta au fost readresat la traumatolog pentru tratament ambulatoriu. Un alt accident rutier s-a produs în apropiere de o stație PECO din orașul Nisporeni. Potrivit poliției, o mașină a ajuns în șanțul de pe marginea drumului, după ce șoferul a ignorat semnalizatorul vehiculului care se deplasa din sens opus. Ambii conducători auto au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare. Cum v-ați deplasat? Cum ați ajuns în șanță? Iar în apropiere de satul Bursuc, un bărbat la volanul unui camion nu a respectat distanța dintre automobile. În consecință, tirul s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Din fericire, au fost înregistrate doar pagube materiale. Am făcut curitura la stânga și el vine din deasă. Îl văd din oglindă că vine cu viteză și zic, vine strește. Și uite, eu mai pe dreapta să-i dau drumul, stuc, e mașină. Asta este problema. Domnul, înainte cu Volkswagen-ul, arată că e la stânga. Bine, e la stânga, eu fac pe dreapta să depășesc, să merg mai departe. Și ea că aici unde l-am pălit, acum el deodată a luat în dreapta. Pentru că a luat în dreapta înaintea mea. Și n-am dorit să frânez, ca să nu fi de accident. Așa s-a întâmplat. Ce viteză? 50. Până la 50. Poliția urmează să stabilească circumstanțele în care au avut loc nenorocirile, dar și persoanele vinovate de producerea lor. Persoanele vinovate de accidentul rutier riscă o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 900 de lei cu aplicarea 5 puncte de penalizare.